ne pregătim de iarnă. Știu că sună cumva ciudat, ținând cont că afară încă este cald, dar noi românii avem câteva fraze celebre. Ne-a prins iarna pe nepregătită și nu vrem să ne pină pe nepregătit această iarnă, cum nu ne-a prins nici iarna trecută. Suntem la ora la care facem o inspecție generală la utilajele care le avem în dotarea societății Saluprest pentru perioada de dezăpezire. Avem 11 utilaje, dintre care 10 sunt cu lamă, iar al 11-lea este buldo încărcătorul. A fost verificat fiecare utilaj în parte, este echipat corespunzător. Au fost achiziționate 400 de tone de sare, 20 de tone de clorură de magneziu, clorură de calciu. Practic, noi nu dăm cu nisip, dintr-un calcul foarte pragmatic. Nisipul nu face altceva decât să înfunde tot ce înseamnă canalizare din oraș. Și primăvara începem să curățăm canalizările și mai avem și parte de acel praf din cauza nisipului. Ca atare, de câțiva ani de zile orașul se curăță sau orașul se dezgheață la nivelul șoselor și a aleilor pietonale cu clorură de calciu, clorură de magneziu, care este și prietenoasă cu mediul, pentru că ne interesează în mod deosebit și acest aspect. Vreau să subliniez că fiecare utilaj va fi arondat unei anumite zone din municipiul Hunedoara, în așa fel încât în momentul în care începem să acționăm cu utilajele, să acționăm cu toate deodată în fiecare zonă unde este necesar. Deci nu o să trimitem fugi repede la Răcăștie sau fugi repede la Peștiș. Fiecare zonă va avea utilajul care va staționa acolo pe perioada când este necesar. De asemenea, avem un dispecerat la societatea noastră de salubritate, un dispecerat unde toate utilajele sunt monitorizate prin GPS. Deci povestea aceea că a fost pe strada respectivă și că am curățat-o nu ține. Dacă nu te duci pe strada respectivă, GPS-ul este clar că te dă de gol. La acest dispecerat vor sta cei de la societatea de salubrizare, care vor monitoriza foarte atent tot ceea ce se întâmplă în timp real. De asemenea, țin să amintesc că există o procedură privind modul cum se face dezăpezirea. Nu se face haotic sunând la un telefon pe o străduță la limita pădurii Chizid. Întotdeauna intervenția se face pe drumurile principale, pentru că pe drumurile principale circulă toți unedorenii, pe drumurile principale se face aprovizionarea cu cele necesare traiului zilnic, cu alimente. Pe drumul principal se deplasează mijloacele de transport în comun, pe drumul principal se deplasează școlile, dacă vor fi deschise. Deci, subliniez, aveți încredere în noi, știm ce avem de făcut, nu o facem doar din anul acesta la forma la care suntem organizați, o facem practic în fiecare an. Începem cu drumurile principale, mergând către drumurile secundare. Nu și-au rostul telefoanele și presiunile fără rost, pentru că procedura trebuie respectată. Așteptăm întotdeauna să ningă, să se aștearnă acel strat de zăpadă care să poată fi curățat, nu cum am, sunt doi fulgi pe stradă, începem să ieșim cu utilajele, pentru că este un consum de combustibil, un consum de resursă umană nejustificat. Aplicăm întotdeauna procedura. E asigur pe cetățenii municipiului Hunedoara că pregătirea aceasta din timp întotdeauna a dat rezultate, a fost și anul trecut la fel. Nu vrem să blocăm orașul din cauza că nu ne facem datoria privind dezăpezirea și de asemenea vom face și un tur al orașului astăzi, în așa fel încât fiecare hunedorean care se găsește pe stradă să vadă utilajele și să înțeleagă că din banii și impozitele dumnealor facem orice este posibil ca să avem un oraș curat, un oraș măturat zilnic, dezăpezit dacă va fi cazul, un oraș
toaletat, un oraș cu spații verzi îngrijite. Până la urmă, ce ne dorim? Un oraș european.